Da, ne deghizăm în polițiști și pregătim straiele de sărbătoare. De fapt, pregătim noi metode de a furișa dulciuri la spital. Și ultima! La mine sunt gata. Și acum pregătim bastonul polițistului. Iar acum luăm scociul negru. Și gata! Vă rog, opriți pe dreapta și apăsați pe clopoțel și pe butonul de abonează-te. Și uniforma, desigur. Mircea? Stimați ofițeri, succes în misiune! Mulțumim! Bună seara! Bună seara! S-a întâmplat ceva la noi în spital? Nu știm, dar verificăm! Vă pot ajuta cu ceva? Da! Avem întrebări la pacienta din salonul numărul 8! Doamna Zinaida! Nici nu puteam să pun la îndoială! Doamna Zinaida, este o infractoare, cu siguranță. Nu, ea este doar un martor. Bine, dar nu vă rețineți mult. Salonul 8 este acolo. Capitan Mircea, mergem. Martor, văd că are legături peste tot. Bună ziua, doamna Zinaida! Da! Luați-vă toate bagajele și veniți cu noi! Unde să merg? La închisoare, desigur! Pentru ce? Ce-am făcut? Eu sunt în spital, mă tratez, sunt bolnavă! Ce-ați făcut? Nu ați dat like la video și nu v-ați abonat la canalul Familia Melini. Nu e adevărat! Eu la toate videourile dau like-uri și m-am și abonat! La video de astăzi nu ați dat like! Păi da, pentru că nici net nu am aici și telefonul e descărcat! Nu vă faceți griji, doamna Zinaida! Suntem noi, Melissa și Mircea! Hai, gustați din nepoliții noștri! Wow! Și se consumă? Da! Oh! Chiar sunt biscuiți? Și geleu? Da! Gustul meu preferat! Dar ați fost atât de credibil! Chiar am crezut că voi dormi astăzi la răcoare! Păi avem de la cine învăța! Bastonul îl lăsăm pentru mai târziu să stea aici, dar să gustați și din el! Dar ce e acolo? Salam, desigur! Salam aici? Da! Genial! Mulțumesc! Ofițer Mircea, sunteți retrogradat! Lăsați-a poliții doamnei Zinaida! Țineți! Și dumneata, Melissa! Cum? Țineți! Mulțumim! Doamna Zinaida! Da, da! Să trăiți! Să trăiți și voi! Pa, pa, dragilor!
ce metode vor mai face iarăși? La revedere! La revedere! Dar parcă aveau ceva în mână? Epuleți? Iarăși sunt elevii aceia! Ce-ați pățit, profesore Tom? Vă așteptam pe voi să vă dau aceste pijamale. Vă explic imediat. Fugulița, îmbrăcați aceste pijamale și veți face la spital pijama party! Ce? Nu vă place ideea? Ba da! Chiar îmi place ideea! Dar eu credeam că voi aveți ceva împotrivă și ce rapid v-ați schimbat! Apropo, aceasta este pijamaua pentru doamna Zinaida! Și e plină cu dulciuri! O să fie plină chiar acum! Hai, încărcați! Acestea le punem aici în ciupici. Nu se vede. Perfect! Mergeți cu noi? Când va fi externată doamna Zinaida, ne vom distra împreună, aici, în laboratorul meu. Acum, hai, Fugulița, plecați să nu întârzieți la pijama party! Bine! Aaaa, distracția la maxim! Pijama party! La doamna Zinaida! Pe ce party? La doamna Zinaida. Nu! Pijama party! Distracție maximă în pijamale! Și ce aveți acolo? Ciupici și pijama lui doamna Zinaida. Este prevăzut în programul nostru școlar. Ce timpuri am ajuns! Iată când eram eu elev, mergeam cu clasa la strâns cartofi, roșii, castraveți. Aveam activități interesante! Ne distram la maxim! Ce activități? La cules roșii? Când ne hăleam câte o roșie din asta mai coaptă, nu ne mai cunoșteam cine e unul, cine e altul! Distracția era întoi atunci! Bine! Data viitoare vom veni cu roșii și ne vom împroșca împreună cu doamna Zinaida! Nu! Cu roșii le lăsați acolo, la școală, la voi! Hai, mergeți la doamna Zinaida! Stop! Mai să uit! Dar dulciuri nu aveți cumva? Nu! Buzunarele sunt goale! De cum? La pijama party se distrează, nu se mănâncă. Bine, hai, treceți. Da, la cules pepeni. Ce amintiri frumoase. Deja mă simt bine. De ce nu mă externează? Vreau la elevii mei la școală. Acești minioni sunt ai mei? Da! Dar să fiți atentă când vă încălțați! Ceva aveți înăuntru! Chiar ceva se zărește acolo! Wow! Să aveți grijă și la haine! Pentru că este plină cu dulciuri! Chiar așa să fie! Wow! Chiar vom avea distracție la maxim! Stați să mă îmbrac și eu! Eu sunt gata! Să înceapă cu muzica la maxim!
toți se distrează, numai eu stau la unitate. Cine era acolo? S-a adunat mult praf în laboratorul ăsta meu. Salut, profesor Atom! Salut, salut! Ia stați puțin. Hai, hai, la treabă! Am înțeles. Am venit aici pentru dulciuri. Nu să facem curat. Ce v-ați apucat? Eu deja termin curățenia. Ia, încărcați repede asta cu dulciuri și mergeți la doamna Zinaida. Am înțeles că să facem curat. Haideți că vă dau eu dulciuri. Ține, pune acolo în găleată. Mircea, și tu. Acoperim așa cu pulpă. Și aici? Dar cu ce vă îmbrăcați, vă știți? Nu. Acuș. Tulpul magic al profesorului. Mircea, ține-o pe a ta. Și Melissa, aceasta este a ta. Și mai am ceva. E pentru tine, Melissa. Aceasta. Vino mai aproape. Muncitor adevărat. Doar că... vom băga aici și o bombonică. Unde? Punem aici bomboana și părul pe spate și e super! Nu se vede nimic! Se asortează cu hainele tale! Iar noi am plecat! Pa, pa. Pe mâine! Pa! Sper să le reușească! Nu este nimeni aici. Hai, repejor, mergi. Stop! Unde plecați? Nu, noi doar ștergem pe aici. Dar astăzi deja au făcut aici curat. În timpul pandemiei trebuie să facem cât mai des. Dacă ziceți... Acum să facem curat și în salon. Și în salon? Da, da, trebuie peste tot. Iacustă! Suc? Da, da, este Sprite! Și acum se spală cu Sprite? Și cu multe dulciuri! Voi! Iarăși dulciuri! Da, da! Să se consume mai bine! Mulțumim! De această dată chiar m-ați dat pe spate! Ați luat totul? Hai, să nu se bavim prea mult, să plecăm! Să nu uităm de bănuit doctorului! Hai, atunci plecați mai repede! De revedere! Și apropo, pentița mea fermecată! Ce ai acolo? Uite, privește! Vai, unde ai ascuns-o? Bine, mulțumim, pa! Pa, pa! La revedere! Da, ce le-am eu?
Chupa chups! Mănânc până la primăvară!